Moneda virtuală cucerește și România. Să faci bani fără să faci nimic. Puh! Și după aia uite cum a scăzut. Bitcoin, is going to zero. Zero. Bitcoin a atins în premieră nivelul de 20.000 de dolari. Când crezi că s-a făcut .000 .000 euro, Astăzi la Ora de Cripto să vedem cum arată piața în această zi de Black Friday. Și putem vedea că și pe piața de cripto este Black Friday iar Bitcoin este la 63.000 de dolari, Ethereum la 4.560 de dolari și cam toate altcoin sunt pe roșu, dar sunt câteva și care performează foarte bine pe aceste scădere. Să mergem prima dată pe Bitcoin pe 4 ore și după cum bine știm am avut un all time high de 69.000 de dolari, iar de acolo Bitcoin s-a dus sanie până la 63.000 de dolari și momentul de față este sub un nivel foarte important. Dacă închid uh, puțin EMR nu putem vedea că zona asta a ținut ca rezistență foarte mult. Aici, rezistență, rezistență, rezistență. Când a spart ne-am dus la all time high. Aici a ținut prin acest week. Da? De la 69 ne-am dus în jos, dar am închis mult mai sus. Și în momentul de față, Bitcoin este sub rezistență, sub suport, pardon, rezistență durară. Sub nivelul acesta de suport foarte important de 63.000 de dolari. Mare atenție la Bitcoin, deoarece s-ar putea să corteze mult mai mult. Și după cum vă spuneam și ieri, în videoul de ieri, dacă va închide sub IMI ribbon pe 4 ore, de aici se va corecta destul de bine. Și momentul de față este și cu 3 candele sub IMI ribbon pe 4 ore. Și volumul este destul de mare pe roșu. Mare atenție la Bitcoin. Și dacă ne uităm și pe Daily și pe daily, pe daily. încă suntem bullish, atâta timp cât stăm peste EMA Ribbon este o corecție sănătoasă. Până stăm chiar până la 5-7 de mii de dolari. Bitcoin este bullish și tinde să meargă în sus. Și dacă punem un VPVR, să vedem unde este cel mai mare volum de tranzacționare. Dacă Bitcoin nu reușește să închidă peste 63.000 de dolari, în următoarele ore cel mai probabil va merge până la pragul unde, sunt, unde este cel mai mare volum și anume se marchează aici cu linia asta roșie pe la 60 de mii de dolari, de de dolari unde asta foarte mult, vă spuneam că s-a creat aici un suport foarte important și cred eu că Bitcoin s-ar putea să meargă până 60 de mii de dolari și acolo trebuie să vedem ce se va întâmpla dacă de acolo să facă un bounce și va merge în sus sau va închide sub 60 de mii de dolari și atunci volumul nu prea este uh, mare mai jos. Și ne-am putea corecta până în 5 7 de, mii de dolari foarte repede dacă 60.000 de, de dolari nu ține. Mare atenție la Bitcoin deoarece vine și weekendul ul Și weekend de obicei scădem. Mare atenție. Să mergem pe Ethereum. Și uh, Ethereum pe 4 ore. Dacă punem nivelul de suport care a ținut destul de mult timp de prin septembrie, septembrie, da, 28-29 septembrie, a ținut această linie de suport foarte bine și Ethereum s-a dus vertical, s-a dus parabolic și a avut un all-time high de aproape 4.900 de dolari, 4.870 de dolari și mare atenție și Ethereum dacă va sparge suportul și cred eu că dacă va închide undeva pe la sub 4.400 de dolari, ce vedem scăderi de preț din ce în ce mai mare într-un uptrend, și dacă Ethereum o să înceapă să facă scăderi de preț din ce în ce mai mari. Adică dacă Bitcoin se să meargă de aici, pardon, Ethereum merge așa, după aia mai jos, mai jos, mai jos, este într-un downtrend și Ethereum s-ar putea corecta destul de bine dacă nu reușește să treacă de 4400 de dolari. Mare atenție la următorul prag pe Ethereum care este la 3800 de dolari în scenariul bearish și în scenariul bullish este ca Ethereum să testeze all time high-ul precedent care este la 4370 de dolari iar mai apoi de aici să meargă spre 6000 de dolari dar în momentul de față suntem pe niște corecții și trebuie să așteptăm o direcție clară și aceste corecții sunt sănătoase într-un bull market și într-un uptrend da? deci deja vorbim de niște corecții de la 70.000 de dolari la 60.000 de dolari dacă ne spunea cineva asta acum 3-4 luni Uh, luam, puteam semna atunci pe loc că am vrea asta, da? Deci suntem foarte sus și trebuie să așteptăm o direcție clară. Să mergem pe mana. Și mana performează foarte bine și despre mana am scris pe contul de Twitter asiar. Nu tot timpul reușesc să încadrez în video uh, tot ce se întâmplă în cripto și de atunci postez și pe Twitter. Și acolo am postat uh, mana 100 de pe 4 ore s-a oprit la 0.61 uh, pe Fibonacci posibil bounce de aici. Și am spus la 280 asta pe Twitter. Deci uh, uh, mă puteți urmări și acolo, acolo mai postez uh, mai des. Mana USDT pe 4 ore. Aspart rezistența. Și putem vedea și un double bottom de la 0618 pe Fibonacci, de la zona de 230. Și mana de aici aspart rezistența a mers, are testat o și de aici poate să plece mult mai bine. Și volumul îmi place deoarece volumul este destul de mare. Și a spart rezistența anterioară, care a fost la 283-284, a, a testat-o pe următoarea la 331, de acolo a luat un reject în momentul de față. Am văzut o codiță mai lungă, volumul foarte mare și de aici mana s-ar putea să se consolideze puțin în zona asta de 285 3.20. Iar mai apoi poate formează un bull flag și de aici pleacă spre 3.96, care este următorul prag important pentru Mana. Și vedem, Mana performează foarte bine când Bitcoin scade. În momentul de față și dacă și Bitcoin se va consolida puțin atunci Mana poate să plece spre 4 de dolari foarte repede. Și vedem că și Mana urcă când urcă și Sand. Și o să pomenesc și de Sand uh, imediat. Și dacă ne uităm pe mana BTC, mana BTC a același lucru, a spart o rezistență, volum destul de mare, peste linia medie de volum foarte mare. Și dacă punem Fibonacci și pe uh, mana BTC, da, exact de pe 0.618 și în funcție de Bitcoin, mana s-a dus în, în sus și are foarte mare potențial în următoarele zile mana. Să mergem pe Sand. La fel și pe Sand. Pe 4 ore a spart o rezistență. Asta de aici cu volum destul de mare și Sand urcă când urcă și mana în momentul de față. Cum s-a întâmplat și prin zona asta. A urcat, s-a corectat și de aici poate să plece mai sus. SAND nu a avut o corecție așa de mare ca MANA în momentul de față, nu a ajuns chiar până la 0.618 pe Fibonacci. De la acest prag de la 0.382 a ținut destul de bine, am văzut doar o codiță până la 0.5 și de aici la fel și SAND se, se întoarce în bullish din bearish și următorul target este la 2.80 de unde a luat un reject în ultimele ore și poate să se consolideze în zona asta de 2, 40, 2, 80, Iar mai apoi să tesezi din nou 80 și se meargă și mai sus. Și haideți să punem un Fibonacci dacă Sand va depăși all time de 3, 4, 6. Punem un Fibonacci de la cel mai înalt nivel până la cel mai scăzut. Și vedem care este următorul target dacă depășește 3, 4, Următorul target este 4.33, dacă Sand se va mișca foarte bine. Să mergem și pe Elrond, Elrond pe candela de zi și vedem că Elrond uh, s-a corectat până în 287 de dolari uh, în acea corecție, în acel flash crash și în momentul de față este la 309 de dolari. Uh, pe candela de zi nu văd nimic doar ce vedem aici o consolidare sus, un potențial bull flash și deci el Elrond se meargă și mai sus. Pe candela de zi uh, putem cobori și până la 257 de dolari și încă să fim într-un uptrend. Vedem că Elron de obicei testează im ul pe canal de la de zi. Deci să nu fiți surprins dacă mai vedem uh, un week până aici prin, prin zona de 270-300 de dolari. Elron încă merge vertical deoarece este o lună foarte bună pe elon și mă mai aștept să urce. Dar în momentul de față uh, stagnează, se consolidează acolo și poate se mai poate corecta până aici prin zona de 280-290 de dolari. Pe 4 ore este sub im riban închis candela precedentă sub EMA Ribbon. Nu am, nu mai închis sub EMA Ribbon din uh, 1 noiembrie, deci de vreo 12 zile nu am mai închis. Uh, dacă se va susține aici sub EMA Ribbon, dacă nu va face un bounce în sus, s-ar putea să coteze până la linia asta de pe daily, până în 277 de dolari. Mare atenție și cu Elrond. Să mergem pe Algo. Uh, încă o monedă care evoluează foarte bine zilele astea când Bitcoin este în scădere. Și Algo, dacă punem nivelul de suport și un nivel de rezistență, astfel încât să unim cât mai multe puncte, putem vedea că Algo a ieșit dintr-un ascending triangle în momentul de față. Și targetul din acest ascending triangle se măsoară de la vârf până la nivelul de suport și îl punem în momentul ieșirii care este pe aici și vom avea un target de aproximativ 2.75 pe Algo și îmi place și volumul este foarte mare, două candele foarte mari de volum și Algo are foarte mari șanse să meargă până în 2.76 în zilele următoare. Și dacă punem o Fibonacci de la cel mai înalt nivel până la cel mai scăzut, și analizăm bucățica asta, vedem că este și peste 0.618 pe Fibonacci. Foarte interesant. Dacă de aici se va susține peste 0.618, 0.618 pe Fibonacci, peste 2.15 pe Algo, are foarte mari șanse să se meargă și în Fibonacci extins. Și dacă mergem peste all time precedent de 2.55, poate să meargă până în 3.19, iar mai apoi poate, poate 4.20 în săptămânile următoare. Mare atenție la algo deoarece s-ar putea să meargă destul de bine în sus în următoarele zile. Să mergem și pe dominanță. Dar înainte să mergem pe dominanță, nu uitați de cursurile noastre de pe ora de cripto.ro. Pe site-ul nostru sunt în toată luna noiembrie reduse cursurile la 50% reducere. Deci este Black Friday toată luna. Și sunt cursuri foarte bune în limba română și în speciale pentru începători. Să mergem pe Bitcoin dominance, pe dominanța Bitcoin, pe candela de zi și vă spuneam că dominanța este în scădere. Și repet acest lucru pentru cei mai noi de pe acest canal, când dominanța scade, înseamnă că altcoin-urile urcă, adică se îndreaptă banii din Bitcoin în altcoin -uri. Și când dominanța urcă, înseamnă că oamenii își îndreaptă banii din altcoin-uri în Bitcoin. Și când această dominanță scade, ne aflăm într-un altcoin season și când și Bitcoin urcă, bineînțeles, da? Și în momentul de față suntem în al treilea altcoin season mare. Dar dacă ștergem aceste praguri de suport și las puțin mai simplificat să se înțeleagă mai bine și să se vadă mai bine, putem vedea că dominanța formează un descending triangle. Și un descending triangle este un tipar bearish când ieșim uh, nivelul de suport, când ieșim din acest tipar în jos. Și s-ar putea uh, ca această dominanță să meargă la niște cote pe care nu le-am mai atins uh, doar în bull marketul precedent. Dacă această dominanță va trece de pragul de 39, mare atenție, la acest prag de 39 s-a terminat și primul Alcon season prin mai și al doilea în septembrie. Mare atenție să vedem ce se va întâmpla în zona de 39 și a 3 -a oară. Dacă 3 oară vom închide sub acest prag și ne vom susține câteva zile acolo pe dominanță, atunci probabil va începe cel mai mare altcoin season din istorie. Și altcoin s-ar putea să urce foarte bine dacă vom ieși din acest descending triangle în următoarele săptămâni în jos. Dar până să ajungem la nivelul de suport, Poate putem aștepta și câteva săptămâni până vom ajunge la pragul de 39. Cam atât a fost pentru astăzi, sper că a fost de folos acest, acest video și vă mulțumesc pentru fiecare like, pentru fiecare coment și aștept sugestiile voastre în comentarii. Pe data viitoare!